În stație? Da. Când am venit, a fost o mașină, a fost în fața noastră o mașină și pe când am venit, eu am venit de aici, de la... Am venit de la Vechean, am venit cu acea mașină. Și cum mi s-a dus cu roata pe spate, că s-o spărea iapa, mi s-o spărea și s-o băgat iapa pe... Aici, în părâm, mi s-o băgat. Și pe când m-am dus, l-am scos iapa, am scos căruța, a venit un boschetar, nu știu unde eu fost boschetarul ăsta, nu știu unde eu fost. Și am lăsat copiii aici, în eu, la stația asta, am lăsat copiii și am lăsat s-o prins și s-o uitat pe ea aia și nu m-au făcut și m-au picat dintr-o dată aia. Și cine erau? Trei copii? Câți erau în stație? Trei copii au fost. Și au fost răniți? Au fost loviți, Eu i-am băgat apă, pe zi. Dar sunt copiii tăi, nu? Copiii mei. Și practic au căzut stația aia peste acoperișul. Stația aceea au picat pe ei și atât au fost. Și au dus la spital? Le-au dus la spital. Câți ani au copiii? Are unul 3 ani, unul 5 ani, unul de 2 ani. Deci 2, 3 și 5? Da. Te-ai speriat? M-am speriat, dar cum să mulțumesc? M-am speriat, dar. Stația asta, înțeleg că... Deci stația e degradată, se află într-o situație periculoasă. Am adus la cunoștință primăriei, e cel puțin 2 luni de zile. Răspunsul îl vedem cu toți în realitate. Nu s-a făcut nimic, se așteaptă... Deci era un pericol pentru oameni. Da, un pericol, l-am semnalat în scris. Și acum astăzi? Primar, și astăzi au căzut peste 2 copii minori. 3. 3, nu. I-au rănit aproape de limită. Și n-ați primit un răspuns de la autorități? Nimic? Nu. Deci am depus în scris, n-am primit niciun răspuns. Am semnalat tuturor organelor din zonă, zona e periculoasă din toate punctele de vedere. Atât. Prostituție, furturi. Dar stă multă lume aici în stație, de obicei. Da, de regulă de aici se iau oameni la ocazie. Nu se dorește să face nimic, absolut nimic. Nu pe
Nu știu. Domnule primar, un incident nefericit, 3 copii au ajuns la spital, stația s-a prăbușit peste ei. Da, e un lucru regretabil, sunt foarte neîmpăcat și eu ca și primar, sigur că în această zonă am demarat proiect european și peste această săptămână îl vom semna cu tot ce înseamnă reabilitarea zonei, a străzilor și a stațiilor de autobuz, dar era evident că stația asta era mai slabă, poziționată și ca rezistență și am înțeles de la poliția locală că au fost la fața locului de la început și a fost o familie de rom, cineva a fost un pic sub influența băuturilor alcoolice și a mișcat foarte tare o parte a cadrului de rezistență și mama cu copii era pe băncuța respectivă sau zona respectivă și a căzut. Acea parte, stația efectiv a căzut și m-am interesat la spital, am văzut cu directorul spitalului, sunt 3 copii care nu sunt în stare gravă și încercăm să-i sprijinim radiografic și să fim aproape să putem gestiona această situație total, total neplăcută. Domnule primar, dar de când e stația aceasta? Când a fost construită? Aveți idee? Nu știu, a fost cu mult înainte. Zeci de ani? De zeci de ani. Stația nu s-a mai întâmplat așa ceva. O stație mai lăturalnică, mai marginală, nu prea a fost reinventată, dar se pare că, uite, acum familia asta de rom, așa a fost să întâmple și regret foarte mult. Oricum, cei care administrează domeniul public, Transurbu, trebuie să discute, sau o discuție cu ei, să vadă tot ce se întâmplă în oraș, să țină sub control aceste zone mai marginale. Ar mai fi ceva, un domn care locuiește în apropiere ne-a spus că a depus 2 plângeri privind această stație de autobuz, că ar fi veche, că e un pericol pentru oameni. Știți ceva sau? Dânsul a depus cerere pentru că în zona aceasta se adună foarte mult rom și chiar noaptea se întâmplă lucruri neplăcute cu prostituante zonă și sigur noi am intervenit cu poliția locală, dar nu am putut ține tot timpul echipaj aici la fața locului. Cu siguranță o să gestionăm cu mult mai bine aceste situații de acum înainte, pentru că nu ne-am așteptat la așa ceva. De 10 ani primar, asta a fost de foarte mult, mă interesez de copiii respectiv, de romi, chiar am vorbit cu directorul spitalului, revenim să ținem lucrurile sub control.